Instituțiile de învățământ superior și-au deschis oficial porțile pentru studenți. Sute de mii de tineri au început azi noul an universitar. Premierul Dacian Cioloș a fost prezent în această dimineață la Cluj-Napoca, unde a participat la festivitatea de deschidere de la Universitatea de Medicină și Farmacie. Prezent la deschiderea anului universitar de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, premierul Dacian Cioloș le-a transmis studenților că așteaptă de la ei ca, atunci când vor profesa, să recâștige încrederea în sistemul de sănătate. Așteptăm și de la dumneavoastră ca, în momentul în care veți ajunge să profesați, să fiți în măsură, prin contribuția pe care o veți aduce, să recâștigați și să recâștigăm împreună încrederea în sistemul de sănătate. Și asta presupune, cum spuneam, în primul rând onestitate, presupune verticalitate, presupune curajul de a spune lucrurilor pe nume. Pentru că în ultima perioadă tot mai multe acuzații de plagiat au fost semnalate în presă, premierul a atras atenția și asupra plagiatelor. Dacian Cioloș a afirmat că problema plagiatelor riscă să afecteze imaginea sistemului de învățământ doctoral din România și că trebuie luate măsuri clare și drastice în formarea doctorală, pentru a nu compromite ceea ce se face bun. Avem nevoie să luăm măsuri foarte clare și drastice în România, în formarea doctorală, tocmai pentru a nu compromite ceea ce se face bun. Pentru că, din păcate, cu această problemă a plagiatelor, de care se vorbește foarte mult în ultimii ani, sistemul de învățământ doctoral din România riscă să fie afectat, imaginea lui riscă să fie afectată în Europa și în lume. Premierul a mai adăugat că formarea doctorală este una de elită și nu o fabrică de diplome. Formarea doctorală trebuie să fie și să rămână una de elită și nu o formare curentă, o fabrică de diplome pentru a avea un spor la salariu sau pentru a putea promova în anumite funcții.